Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bună ziua! Salutare tuturor! Doamne, Andrei, îți închipuiai că de asta vom avea noi parte, mai ales după ultima noastră ceartă aici pe canapea? Nu ne-am certat. Eu cred că am o imaginație bogată, dar mă așteptam la cu totul alt context. A fost o ceartă revedem. Domestică, hai, da, serios! Da. Ai auzit-o, era și în promo, ne-am amintit amândoi în culise. The show must go on, în vorba latinului. Absolut, da. Și apropo de canapea, da. Acum că suntem într-un cadru așa, destul de oficial, țin să-ți mulțumesc, dragule, pentru că exact aici, în această emisiune, acum ceva vreme, pe această canapea din spatele meu, ai zis că sunt practic actrița din Vlad care se râde cel mai bine? Da, pentru că este adevăr și e adevărat, pe bune, nu râde acolo ca un amificor. Bine, asta chiar dacă în afară de mine nu te-ai sărutat cu nimeni altcineva. Nu e adevărat, am avut niște scene în închisoare destul de intime și pot să spun că ai fost mult mai bună. Oh, Doamne, hai să nu vorbim despre asta! Hai să trecem de la salut la sărut, la salut și să salutăm pe Măruță. Ce faci, Cătălin? Am crezut că ne salutăm cu cineva. Hello, nu, Doamne, hello, ferește, mie, salut! Mi-a plăcut, povestea asta, să trecem de la salut la sărut și mă așteptam să vedem o scenă așa live aici. Eu în emisiune. Eu atâta vreau să-ți spun că nu ești sărutabil în acest moment. Iartă-mă, te rog frumos. Încă două ne zile scuze de carantină, Monica, și o să scap eu și de problema asta. Două zile mai, da? Atât? Și după aia te întorci aici? Da, să știi că e sărutabil ciucă în platou acolo. Ah, okay. L-am văzut și să știi că am de gând să înțeleg până la urmă cu ce se ocupă el, pentru că are acest aer intelectual așa, stă cu nasul în computer, în laptop. Ai senzația că e cel puțin ITist, programator, știi, care are un job serios. Care Monica, un job? Da. Avem o emisiune de prezentat, hai să vedem ce urmează. Cătălin, am eu înțeles în primul că rând vreau să vă mulțumesc așa că sunteți astăzi alături de mine. Sunteți doi oameni minunați pe care îi respect foarte tare și pe care îi apreciez foarte mult. La modul cel mai sincer vă spun treaba asta. Andrei Orodici, jos pălăria de fiecare dată când vii, face niște show-uri senzaționale. Vorbești Monica, serios? La fel, și ești o tipă foarte mișto și foarte faină. Și o să facem și în felul următor. Da. Monica, da, să știi că sunt eu izolat, dar așa, pentru că tu ești în platou, așa, nu puteam să-l am alături, să nu-ți trimit un buchet de flori. Nicolein, avem florile pentru frumoasa noastră Monica Bârlădeanu. Ce drăguț! Băi, îți mulțumesc tare mulțumesc mult! De drăguț, mulțumesc, și tu ești o drăguță. Și tu, bombardierule! Ești foarte drăguț! Hai că plec ca nu să știu nu dacă să pleci ca să nu ceri. Nu, florile sunt de la mine, să știi, pleacă Nicolaina, gata. Stai, nu primești niciun fel de recunoștință. Ești doar comizorarul. Mersi frumos, frumos. Mulțumesc, și mulțumesc Andrei din suflet. Auzi, tu vrei să ștergi? Pentru că noi știm foarte multe lucruri despre tine. Așa. Unele o să rămână doar între noi, pentru că ce se întâmplă la Sosurile Iuț rămâne doar la Sosurile Iuț. Mă bucur, dar mai știu asta altceva. Mai știu altceva și o să-ți aduc ceva acum în platou și sunt convins că sper să te bucuri și să vedem dacă ți-aduce no aminte. No! Așa facem. Ce mare de tare e! Cine a făcut-o pe asta, vreau să știu. Cu ciocolată de casă, dar știi de ce? Deci știu de ce. Că este specialitatea casei la mine acasă și am venit eu cu ciocolată la un moment dat la tine? Nu. Nu, dar a auzit sigur de încercat-o la noi. Nu ai exact, auzit de la noi? Că Monica practic a încercat odată Orodici să facă ciocolată de casă și a avut vreo 17 încercări și vreo 17 tăvi, e adevărat? E adevărat, am și făcut și au fost nu doar încercări, chiar am și prezentat, m-a fost o... Pe vremuri când am făcut, eu lansat eu o emisiune și a fost drăguț. Da, am făcut vreo 17 tăvi de ciocolată de casă. Băi, vreau să vă spun atâta lucru că noi, practic, în momentul în care Andrei gătea și ne aducea ciocolată, era dimineață, nu prea avea chef nimeni de ciocolată, însă ne repezeam și ne puneam la pachet pentru după amiază. Da. Ajungea, era ora 9:20 și nu mai era ciocolata lui Andrei. Este absolut fabuloasă, deci are niște... Deci gătește talent bine. Da, o să facem în felul următor. Puneți ciocolata pe masă, puneți florile undeva. Așa. Și primiți primul invitat. Știți cine e primul invitat? Cine? Hai să nu vedem știți primul invitat. Perfect. Stai un pic. Stai. Că e surpriza mea. E surpriză? Monica. E surpriza, primul da? Invitat. Aoleu, de ce a zis Monica? Pentru că primul invitat are numele Petru. What? Petru? E fratele tău, da. Nu cred așa ceva. L-am atins pe frate. Ai un frate? Și aici! Serios?
Ce faci, John? Bine. Băi, ce bine. Andrei, Petru, bucur să te cunosc. Mersi, Cătălin. Că și așa nu ne-am văzut. Nu ne-am văzut, anul ăsta nu ne-am văzut. Vino încoace, stai pe canapea. Nu știai absolut nimic, Monica, nu? Nu știai nimic, nu ți-a spus Petru. Fă-te cum nu. N-am spus nimic, n-am spus nimic nimănui. Nici nu ne-am auzit în ultima săptămână, două. Stai. Ce mă bucur că te-am cunoscut. Deci, e adevărat? Pentru mine e foarte ciudat acum că stau între Carla și Ștefan. Pentru mine. Soarta pentru tine e Carla? În momentul ăsta. În momentul ăsta e Carla. Da, în această combinație, nu. Nu, stai puțin. Deci, ca să ne înțelegem, Petru e cel mai avid, cel mai înflăcărat. Fan Vlad. Nu înțelegi? Adică da. După fiecare secvență în care se întâmplau lucrurile în nu așa timp cum... ce se întâmpla în ce se întâmplau în scria. Nu să zic așa că... la ce a folosit. Dar vreau să folosit te întreb. Și să-ți mai spun încă o chestie. Deci mie îmi place maxim de el. Pentru că a avut la îndemână. Da, dar poți să nu-ți placă de frate tău. Poți serios. Să adică ție frate. Dar... Absolut. Da, exact. Poți să fii un idiot. De acord. Și ideea este că el de câte ori a venit pe la mine pe acasă și nu eram eu acasă, el a avut la mână toate scenariile. Băi, odată n-ar fi deschis, n-ar fi ca să vadă unde duce treaba aia. La cu... liber erau. Exact. Puteam să citesc finalul. Înțelegi? Bun. Petru, eu vreau să mai zic ceva pentru tine și apoi las pe Andrei, vreau să mai zic ceva și las pe Andrei Orodici să conducă el discuția, dar să știi că Andrei Orodici a zis că sora ta sărută cel mai bine. Atât am avut de zis. Îmi cer scuze, dar nivelul meu de comparație din perspectiva asta era un domn în pușcărie cu care am avut niște relații intime și da, din Vlad, doar că am adică Vai, asta era, din Vlad, cred. Așa era încheiarea. Trebuie să murdărească complimentul, uite, fii atent. N-am vrut să murdăresc chiar că nu știu că trebuie. Păi, dar vreau eu să știu. Nu știu ce să zic la asta, ești, dar... Ești mai mare sau mai mic? Mai mic. Te-a bătut? Ia nu. Nu, ia nu, ia nu. Sigur? Că ia nu, dar ce? Marian te-a bătut? Ne mai... Ciondăneam. A fost un moment. Acum, pentru că suntem la măruță, trebuie neapărat să punem întrebările astea. Care este momentul în care sora ta ți-a spus vreodată vreun secret? Păi dacă e secret? Nu te-am întrebat care e secretul. Dacă a existat un moment în care sora ta ți-a spus un secret? Multe. Adică făceai parte dintre oamenii în fața căruia se destăinuia? Da. Da? Cred. Da. Sau te-a mințit? Nu. Adică bănuiesc că spunea ție mai degrabă decât părinții. Nu, relația noastră a fost apropiată în continuare și adică eu i-am spus ei secrete, ea mi-a spus mie secrete. Adică e... Și colegii te-au întrebat, ai sorta? Pe bune? Da. Ai avut din astea... Nu le știi pe alea cu mamă, ce sorta. Da, ce sorta. Ce... Nu, eu sunt singur la părinți, slavă Domnului, am scăpat de blestemul ăsta. Da, sunt sigur că ai spus-o. Sunt convins că m-am gândit la aia, nu știu dacă am spus-o, pentru că țin părerile pentru mine, spre deosebire de alți oameni care scriu pe Facebook diverse chestii. Vreau doar să te anunț că mama se uită, că am anunțat-o. Cred că are un șoc, tu ai anunțat-o pe mine, emisiune? Eu n-am spus nimănui nimic. Da, absolut. I-am spus mami. E sigur? Da. Știi că eu sunt fanul mamei tale. Spune-ți, rog. Se uită mama asta din partea mea. Ia dă-i tableta. Ești pregătită? Din partea ta. Ești pregătită? De tine trebuie să mă vedeți. Poftim. Nu cred așa ceva. Băi, pe bune. Cine? Mama. Mama. Să română, mama. Mami, ce faci, vita mea? Bună ziua, dragilor. Salut, mâna, doamnă. Uită-l și pe tânărul. Îmi cer scuze. Uită-l și pe Andrei. Te salută și Andrei. Vă salut pe toți, vă pup și vă iubesc. Deci vreau să înțeleg când ați conspirat. Când s-a întâmplat treaba asta? Așa suntem noi aici la surprize, Monica. Serios, nu că eu am anunțat-o, iar ea mi-a răspuns cu aceeași autenticitate. Deci mama, tu ai putea fi o actriță foarte bună, de fapt. Da, eu putea, n-ar fi rău. N-ar fi rău, auzi. Păi bine, te sugerăm, te prezint la un director de casting. Încercăm. Totul s-a întâmplat la momentul potrivit. Da, deci tu practic când te-am anunțat astăzi, vezi că sunt la măruță, tu știai, erai în temă, erai... Știam, iubita. Erai deja, cred că, la machiaj. Monica, dă-i tableta lui Andrei Orodici să vorbească Andrei cu mama ta, pentru că voi frumos. Două cum vorbiți. Andrei, salut mâna, preia doamna. Puterea acolo. Îl ai și bună pe fratele Monica și pe mama. Mâna. Ce mai faceți? Eu foarte bine mă uit la copiii mei iubiți că sunt departe și mi-e tare dor de ei.
Păi spuneți-le că există tehnologie și că în fiecare zi poate să intre acum online și da, să vă da. Salute și sunt convins exact. Că, și sunt convins că o să vă învețe și parola de la Wi-Fi sau mai știu eu ce alte da, probleme. Da. Poate. Sunt convins că vă descurcați deja în zona asta. Adevărat, dar tehnologia nu mă poate strânge în brațe. E adevărat. Aaaa, normal, și sincer, mămică mea iubită. Adevărul este că în ultimele zile nici eu nu credeam că sunt o ființă tactilă, dar zi, mi-e dor să o iau pe cineva în brațe, e foarte bizar. Ce faci după emisiune? nu era o propunere, nu mă înțelege greșit. Noi chiar ne-am îmbrățișat că suntem negativi amândoi. Suntem deci, negativi, da. Ne-am știut așa. Andrei, uite mama Monica, îi profită, da. Întreabă tot ce vrei. Vreau să știi să și dă tableta mai jos să te văd. Când era Monica, așa, mai tânără, v-ați, adică, ce i-ați făcut? Cu ce ați hrănit-o? Care este rețeta? Adică există o chestie genetică sau pur și simplu alimentație? Ca să crească sau ca să o alint? Ca să crească, să o alintați. În sensul ăsta, da. O alintam cu tot ce și-ar fi putut ea dori și tot ce puteam eu să-i ofer. Și în primul rând cu iubirea mea. Cu iubirea. Cu asta am crescut, mă, Andrei, înțelegi? Crescut. Absolut. Toți. Da. Am înțeles. Da. Altceva de niciunele. Da. Asta, de obicei, ăsta e argumentul. Nu mâncam, am fost foame. La toată viața, nu mâncam. Și când e cu iubire, nu mănânci, nu bei. Da. Și când era Andrei, mică. Întreabă pe mama Monica, e sincer, cine îi făcea mai multe probleme când erau mici? Petru sau Monica? Da, chiar. Cine vă făcea mai multe probleme? Petru sau Monica? Corect. Să spunem tot. Nu-mi făceau probleme. Știu că nu făceau Petru probleme acum la televizor. Petru nu prea mânca. Să presupunem. Să presupunem, vă dau o situație extremă. Sunteți într-o barcă, nu e așa, și trebuie să aruncați pe cineva peste bord, pe Monica sau pe Petru, pentru că altfel vă scufundați cu toții. Pe care iubiți mai tare? Pe cine aruncați peste bord? Pe toți îi iubesc la fel, pe toți trei, că eu mai am un băiat. Am înțeles. Marian. Marian. Și pe Marian îl aruncați, înțeleg. Nu, pe niciunul. Nici pe niciunul. Știți foarte bine că orice părinte cu mai mulți copii, uite și Măruță poate să confirme. Există un copil favorizat, nu o să recunoaștem asta niciodată, dar la o adică e cineva în care te recunoști bine, mai tare, Andrei, nu? Bine, e foarte simplu să vorbească în absolut, pentru că are unul singur. Păi da, am făcut unul singur. Da, normal. Era teamă. Mi-a văzut subiți. De preferință, da, exact. Prin eu mă recunosc în fiecare dintre ei, dintre cei trei copii ai mei, prin ceva. Așa că toți sunt la fel de dragi și toți sunt la sufletul meu, pe toți îi iubesc în egală măsură și pe nora mea și pe nepoții. Și pe nora și pe nepoții. Îi salutăm cu această ocazie. Petru, există ceva, pentru că suntem la Măruță și este o emisiune de destăinuiri și de confesiuni și despre adevăruri. Așa mi s-a întâmplat. Există ceva... lucru nu neapărat rușinos în sensul care e nepublicabil, dar la limita interesului public pe care ai putea să-l mărturisești despre sora ta? O, Doamne! Atunci când? Mi-aduc aminte atunci, uite, așa începe. Odată? Mai țin minte atunci când mi-ai luat... Nu. Petru, te ajut eu! Spune! Iată, domnule, cine vrea audiența acestei emisiuni. Petru! Hai, Părăștiu, cum ați scuturat voi covorul și l-ați pierdut prin zăpadă? Aoleo! Când erau zăpezile foarte mari la Iași, se bătea covorul în zăpadă, doar că noi am plecat după alte ustensile sau probabil după alt covor și când ne-am întors nu mai era covorul. Da, practic. Pentru că era sub un strat așa, generos de zăpadă. Deci nu e generos cineva, anins. Anins. Da, exact. Covor. Știi cum îl acoperea în zăpadă și apoi... Atunci nu puteai să te întorci acasă să-i spui mamei că ai pierdut covorul în zăpadă. Așa. Ea fiind soră mai mare, teoretic ea a fost urecheată pentru că era responsabilitatea ei. Da. Asta nu mai știu exact cine a fost urecheat. Nu i-am urecheat, mi-a făcut o surpriză foarte plăcută, că eu eram la copii la grădiniță și când am venit în casă era curat și mirosea proaspăt, dar ei pe urmă au făcut treaba asta? Ați bătut, voi ați bătut covorul de la sine de putere? Da. A fost ideea voastră? Da. Șocat? Da. Doamnă, felicitări! Da. Eu nu știu cum, că abia îl conving pe filmul să ducă vase la chiuvetă și ca să zic așa, soția în care probleme cu mine care să ducă vase la chiuvetă. Coșmarul vieții mele era când mă dădeam cu aspiratorul, mă punea să stau, aveam un covor de ăsta lung așa în apartament, pe care trebuia să stau cu picioarele cât timp ea l-aspira, știi, că trebuia absolut să stai pe... Nu, deci până și aia mă călca până și voi. Dar era mai rar, la capitolul isterii sau lucruri așa care ni s-au întâmplat, ții minte când ne-au confundat la spital? Da. V-au confundat? Eu sunt, am stat amândoi internați în același spital. Și aveam amigdalite în serie. Așa. O serie de amigdalite.
ceva răceli. Da, da, da. Iar eu sunt alergic la penicilină, ea nu e, dar în, cred că în fișă nu eram trecut cu numele întreg, eram Bârlădeanu. Bârlădeanu. Și atât. Și când a venit la asistenta de noapte, a venit cu injecția, cu pastile cu injecția, când s-a aprins lumina, Bârlădeanu. Cel mai aproape. Eu, stați puțin că eu sunt cu pastile, cu nu, jos pantaloni, injecția. Exact. Stați puțin că nu e așa, că atunci s-a trezit tot salonul, adică... eram toți băieții de acolo, nu știu, aveam 12 ani, ceva de genul. S-a trezit tot salonul cu băieții care erau acolo, au fugit într-o secundă în salonul fetelor să o trezească și când a venit deja eram cu injecția la capăt. Da, asta e nasol, adică alergia e. Am luat o penicilină absolut gratuit. Am făcut o isterie acolo, îți dai seama. Da. După aia, cu mult calciu și ce alte chestii mi-a trecut, n-am avut reacții. Deci, ești în viață. Sunt. Voilà, iată. Dar a fost gratuit. Hai să luăm din partea ei. Având în vedere că, deși să știi că amintirile despre viața Monicăi din tinerețe n-ar fi interesat mai mult decât așa. Zi-ne tu, Monica, pentru că dacă e să o luăm așa, e fratitul. Când a fost momentul ăla în care te-ai enervat îngrozitor de-ți viața l-o mori? Oh, Leo. Băi, tu știi că da. E foarte greu să mă enerveze, pentru că nu e... Hai mă să mori, pe cuvânt, nu sunteți așa pacifici la televizor. Deci n-a fost... Bine, de la tine am învățat. De la zero, acest maestru ăsta a strâmbit în mine. Chiar un adevăr. Dar dacă îmi promiți că nu mă pui să-l dezvolt. Îți promit că nu te pun să-l dezvolt. Zi. Pentru asta e măruță. Știi? Arată mâinile că nu știi așa. Știi la ce mă refer? Nu știu, dar mă aștept la ceva. Aha, atunci, cu fata aia, cum o cheamă? Și acum mi-aduc aminte. Fii atent, am văzut deja, a venit ea, a început să plângă, că Petru, nu știu ce, tu i-ai zis, băi Petrule, nu fii om, ia-o de nevastă. Când a divorțat. Da, aia a fost, da. Când am divorțat. Stai că nu știu, deja am senzația că eu bat câmpii cu scenaritele mele. Nu, erai foarte mult, dar te-ai dus în altă direcție. Când a divorțat. Da. Ce s-a întâmplat atunci? Deci când tocmai Cătălin n-a promis nimic. Am spus această promisiune. Eu am promis, eu nu te-am întrebat nimic. Am spus această promisiune. Am înțeles. Că nu dezvolt. Da. Este mult mai interesant. Stai, Monica, eu cred sincer că este mult mai interesant să lăsăm misterul să planeze, pentru că lumea după aia își poate imagina lucruri mult mai interesante decât mai știu ce banalitate s-a întâmplat atunci. Absolut. Și pe de altă parte, dacă lăsăm așa, se pot lansa după aceea emisiuni întregi. Noi așa, pe tema asta, ce s-a întâmplat cu fratele Monica și Petru acum 4, 15, 2, 3 ani sau mă rog, whatever. Mulți ani. Da, foarte mulți. O să iasă cineva acum telefoane în direct. Da, eu sunt aceea la care se referea. Într-adevăr, copilul dacă a crescut. Dacă ai fi Cătălin Măruț, ai fi perfect capabil să faci asta. Sunt convinsă, Cătălin. Da. Andrei, e bine. Ține tot așa, e bine. Faptul că mă aprobi, nu știu dacă este neapărat un compliment, dar pentru că suntem în acest context, propun să mergem mai departe cu emisiunea. Spuneți-mi în cască dacă eu fac bine ce fac aici. Nu, e ok, fii atent. Eu stai un pic să înțeleg. Deci, Petru a divorțat la un moment dat și Monica a fost lângă el, nu? Monica a fost lângă el și am avut... Tu m-ai întrebat când m-a scos din sărite. Din sărite. Ne-am certat și am avut așa o mică... Pot să fac eu un rezumat. A fost o ceartă din care a rezultat că a fost bine ce am făcut. La început n-a fost bine, după aia a fost bine. Este adevărat, doamnă, sunteți o martoră aici vie acestei chestii. Nu, mama nu era martoră. Normal. Ea aude, cred că pentru prima oară. De ce să știți lucruri despre copiii dumneavoastră? Nu mai bine să vă lăsați așa arzând în neștiință. Da. Dar mama cred că află pentru prima dată lucrul ăsta, nu-i nimic. Mami, acum te iubim, să știi. Petru? Doamnă, să știți că vă mulțumim din suflet pentru participare. Tatăl drag. Și... abia aștept să văd Vlad în continuare. Doamnă, dacă aș putea să vă dau răspuns la întrebarea asta pe cuvântul meu, că acum în direct aș afirma cu toată gura, dar din păcate nu sunt punct de decizie, deși parcă am ochelari, dar n-am nici cea mai vagă idee. Am răbdare și aștept. Și asta nu-i nimic. Să știți că acum se duce pe bulgare, Vlad, știați? Și după ce se vor termina cele sezoane pe care le-am filmat, și ei tot așa o să ne înjure și o să ne întrebe, domnule, dar când se vede continuarea? Exact. Nu, cam Instagram-ul plin de bulgari. Ce spui, mami? Că e? Noi doar ne dorim, nu jurăm. Bine, iubita mea, jumătate din familia Bârlădeanu te iubește, te pupă. Și cealaltă jumătate vă iubește pe voi. Eu nu fac parte din familie, dar permiteți-mi să asociez aceste iubiri generalizate și să vă salut din inimă, să-mi cer scuze dacă cumva, prin atitudinea mea la televizor, am jignit-o pe fica dumneavoastră, deși sper că n-a fost cazul. Pot să vă spun că e o fată foarte mișto. Mulțumesc!
și vă îmbrățișez. Și eu cu drag. Salut mâna. Pop. Salut mâna, vă mulțumim mult. Petru, îți mulțumim și ție. Acest moment, oameni buni, va fi întrerupt de o scurtă publicitate, după care revenim cu oamenii ăștia minunați, Andrei Orodi și Monica Bârlădeanu. Petru, ești foarte tare, jur, abia aștept să ne mai întâlnim la emisiune. Și...